Media, nu am anunțat din timp care este tema briefingului de presă, dar presupun că vă dați seama, este vorba de modificările constituționale care au fost avizate săptămâna trecută negativ de către Curtea Constituțională. După cum am anunțat și săptămâna trecută, imediat ce a fost pronunțat acel aviz al Curții Constituționale, am avut o deplasare de serviciu la Consiliul Europei, unde i-am informat despre avizul respectiv. În același timp, ne-am consultat cu privire la modalitățile de depășire a situației create. Consultările s-au petrecut pe parcursul săptămânii trecute, dar și pe parcursul zilelor de 28 septembrie și data de 29 septembrie. Urmarea discuțiilor avute, am identificat soluția pentru depășirea situației create. Vreau să menționez că astăzi pe site-ul Consiliului Europei a fost publicat și declarația Consiliului Europei, care menționează expres că la 28 și 29 septembrie curent, ministrul Justiției al Republicii Moldova, domnul Fadin Agacevski, a avut o serie de schimburi de opinii cu grupul de lucru de nivel înalt stabilit de către Consiliul Europei într-o susținere a Republicii Moldova în misiunea sa crucială de reformare a sistemului judecătoresc. Discuțiile au avut drept scop asigurarea că reformele anvizajate sunt în conformitate cu standardele europene în acest domeniu. Consiliul Europei a confirmat că proiectul privind amendamentele constituționale, care în prezent este promovat de către guvern, în vederea prezentării acestuia pentru adoptare Parlamentului, este în conformitate cu avizele recente ale Comisiei de la Veneția. Consiliul Europei va continua să coopereze strâns cu Republica Moldova pentru a facilita implementarea integral și efectivă a reformelor sectorului justiției. Deci urmarea înțelegerilor pe care le-am avut cu Consiliul Europei, agrementurilor cu privire la proiectul de modificare constituțională, vreau să vă aduc la cunoștință că astăzi, în cadrul ședinței de guvern, voi solicita reaprobarea proiectului de modificare a Constituției Republicii Moldova cu unele ajustări pentru a respecta inclusiv și soluția pronunțată de către Curtea Constituțională. Imediat ce acest proiect va fi aprobat, reaprobat, el va fi publicat în monitor oficial, inclusiv nota informativă, inclusiv hotărârea de guvern și transmis către Curtea Constituțională pentru obținerea unui aviz în vederea transmiterii acestui proiect către Parlamentul Republicii Moldova. Notez, acest proiect, importanța acestui proiect se demonstrează nu doar prin această declarație a Consiliului Europei, dar și prin faptul că acest proiect este o condiționalitate acceptată de către Republica Moldova în cadrul relațiilor sale cu Uniunea Europeană, dar și în cadrul negocierii cu Fondul Monetar Internațional. Respectiv, noi suntem siguri că Curtea Constituțională va examina foarte atent acest proiect, pentru că el este esențial pentru a începe în sfârșit reforma justiției în Republica Moldova, reformă mult așteptată, și reiterez, nu fac niciun pas în continuare fără a agrea proiectele de reformă a justiției cu grupul ad hoc al Consiliului Europei. De aceea atenționez toți actorii politici din Republica Moldova că ceea ce promovează Ministerul Justiției este făcut sub responsabil, sau mai bine zis, sub supravegherea Consiliului Europei și este în strictă conformitate cu standardele europene. De aceea rog susținere de la partenerii politici deja din Republica Moldova, de la deputații în Parlament, ca noi să putem în sfârșit să promovăm acele schimbări necesare pentru ca sistemul judecătoresc să fie separat de sistemul politic, pentru ca noi să promovăm acea reformă care va consolida sistemul judecătoresc și va limita influențele politice asupra sistemului judecătoresc. Eu vă mulțumesc mult! O zi frumoasă!